Astăzi au fost comemorați cei patru eroi smurd care au murit în urma tragediei de lângă satul Haragâș din raionul Cantemir. În urmă cu 8 ani, un elicopter smurd din Iași, aflat în misiune în stânga Prutului, s-a prăbușit într-o pădure, echipajul murind pe loc. Parastasul a fost săvârșit de preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. Era vreme nefavorabilă, condițiile neprielnice, iar curajosii piloți s-au asumat această cursă, neștiind că este ultima cursă într-o misiune, pentru că, din nefericire, elicopterul s-a prăbușit în acest loc unde noi ne adunăm în fiecare an și rugăm pe Dumnezeu ca să reverse har și binecuvântare peste țara noastră, peste toți cei care sunt implicați în misiuni speciale și misiuni de salvare, dar mai ales ne rugăm ca să așeze sufletele celor căzuți la datorie cu drepții în împărăția sa. La evenimentul comemorativ au participat rude ale celor patru eroi, clerici din protopopiatul Cantemirului și Tighieciului și autorități centrale și locale. Ne-am întâlnit astăzi la memorialul dedicat eternizării echipajului aeromedical smurd de la Haragâș, raionul Cantemir, la 8 ani după catastrofa aviatică din 2 iunie 2016, în urma căreia și-au pierdut viața toți cei patru membri echipajului aeromedical numărul 347 Iași. Mihaela Dume, medic primar de urgență, Doru Gavril, comandor, Voicu Șocaie, capitan comandor și Gabriel Sandu, asistent medical principal, fie le amintirea veșnică. Echipajul SMUR numărul 347 a suferit accidentul în timpul unei operațiuni de salvare a unor vieți omenești, operând pe teritoriul Republicii Moldova în baza acordurilor de colaborare dintre cele două state. Ei se alătură unui număr mult mai mare de salvatori, membri ai SMUR, serviciilor de pompieri și de urgență care au căzut la datorie în cursul unor operațiuni destinate salvării de vieți omenești. Echipa mea simte că ei ne veghează de sus și ne ajută să mergem mai departe. Probabil că și pe dumneavoastră exemplul lor vă ajută să fiți gata oricând de o faptă de eroism. Le mulțumim în fiecare zi prin ceea ce facem, sacrificiului imens pe care ei l-au făcut pentru noi. Ne este greu când unii din acești eroi cad la datorie și trec în eternitate mai devreme decât ar fi normal să fie. Acești oameni minunați care salvează vieți aduc bucurie în viețile noastre de zi cu zi și ar trebui să fie veșnici. Dar acest lucru știm că nu se întâmplă. Dar e și mai dureros atunci când lupta contra cronometru cu moartea, salvatorii își pierd viața în misiunile lor. La final au fost depuse flori la monumentul ridicat în memoria echipajului trecut la cele veșnice în ziua de 2 iunie 2016.